Bună seara, bun găsit la emisiunea Vocile Iașului. Discutăm în această seară despre Ziua Mondială a Mediului, care va fi vineri. Este un prilej, de altfel, de a discuta despre un proiect Apa fără plastic, un proiect despre care noi am mai discutat la Vocile Iașului, un proiect care privește sau care încurajează, își propune să încurajeze consumul de apă care să nu fie la îmbuteliată, apă îmbuteliată, pentru că peturile sunt sau reprezintă un factor de poluare a mediului extrem de nociv. Discutăm împreună cu Irina Teodoru, care este responsabil de comunicare în cadrul acestui proiect Apa fără plastic. Bună seara. Bună. Bine ai revenit. Bine v-am regăsit. Luăm puțin istoria proiectului și cum v-ați gândit voi la el și cât este, vom intra în detalii să ne spui și cât este de dificil de pus în practică. Așa cum observăm în fiecare zi, consumul de apă îmbuteliată este destul de larg răspândit și pare cel puțin din afară că faceți un proiect, o muncă așa, donchihotească. Așa este, simțim și noi de multe ori acest lucru. Proiectul a demarat vara trecută și a pornit de la ideea unuia dintre membrii echipei de proiect, Adi Mironescu, și într-o excursie, pur și simplu în timpul liber, prin zona Bicaz, a remarcat pe lacul Bicaz, era și greu ar fi să nu remarci insula plutitoare de peturi. Și de aici a născut ideea aceasta că totuși este un paradox. Apa este plină de peturi, este plină de plastic, apa se găsește în plastic, noi consumăm foarte multă apă din plastic. Da, această apă îmbuteliată. Și acest plastic ajunge înapoi în apă și tot așa e un cerc vicios. Și explică-ne, de ce e nociv și nu e doar, nu știu, un peisaj urât și dacă ar veni cineva să facă o curățenie, totul s-ar rezolva. De ce e mai rău decât atât cu plasticul? Plasticul nu este biodegradabil. Plasticul doar se fărâmițează, să spunem așa, se descompune în particule foarte mici. În sute de ani am citit informații că ar fi și într-o mie de ani. Oricum este un termen foarte lung. Rămâne în natură. Și trece în circuitul natural. Este ingerat de organismele, vietățile care trăiesc în apă, în iarbă, de păsări și așa mai departe, și într-un final ajunge înapoi la noi, cei care consumăm produse. De aceea nu e doar urât, este și nociv. Da, și iar reciclarea, pentru că noi nu suntem împotriva reciclării, doar că, de ce spunem noi să încercăm să diminuăm consumul de apă îmbuteliată, că de fapt asta e problema, ambalajul de plastic. Pentru că reciclarea, oricât ar fi ea de... Ai anticipat o întrebare de-a bună legată și, de... Da, este o soluție la acest consum intensiv. Nu este eficientă, nu face față. Nu face față nici în țările foarte dezvoltate, nu face față la întreg consumul, iar la noi cu atât mai puțin. Suntem per total reciclare deșeuri undeva cu 5% pe ultimele locuri din Uniunea Europeană. Asta după datele de acum 2 ani. Ce înseamnă extrem de puțin? Adică, practic, mai curând putem spune că nu reciclăm mai nimic. Aproape deloc, da. Și nu doar asta. Da, bun, și dacă s-a reciclat, să spun, 99%, această reciclare este și ea consumatoare de resurse. Presupune consum de energie, consum de combustibil, transportul acestor materiale și tot procesul generează niște noxe și așa mai departe. Și astea sunt poluatoare la rândul lor. Dar vreau să întreb, reglementările naționale de stat ajută într-un fel sau nu există astfel de reglementări? Adică nu știu, care să există reglementări, există pentru că ele sunt nu legate, ele există legate de reciclare, nu de limitarea consumului, cel puțin nu încă și nu la noi. Nu la noi în România. Legate de reciclare există pentru că sunt impuse de Uniunea Europeană și atunci prin alinierea la norme trebuie să... Acum, în ce măsură sunt și respectate efectiv? Asta este altă discuție, să nu intrăm în ea, că e altă polemică, nu ne ocupăm noi de partea aceasta. Ca, să spun așa, exemplu de bună practică,
În Statele Unite există demersuri la nivel de comunități locale, de orașe, de state, pentru interzicerea consumului, folosirii de peturi pentru consumul de apă în instituții publice, în companii care au legătură, acolo unde se adică poate orice impune măsuri care niște să limiteze restricții. Acest lucru. Ei au interzis și au interzis și în San Francisco, dacă nu mă înșel, cel mai recent, și cred că și în New York, pungile de plastic, de exemplu. Militează pentru interzicerea ambalajelor din acel plastic în care luăm mâncarea la pachet și care la noi încă este folosit intens. De-abia largă. A început la noi să fie utilizat largă, exact. Mai departe. Eu sper că va veni și la noi și prin proiectul nostru dăm tonul și dăm un exemplu că e nevoie, tragem un semnal de alarmă, că e nevoie să luăm atitudine. În acest proiect Apa Fără Plastic, care va avea o acțiune, din acest proiect va avea loc vineri, pe 5 iunie, de Ziua Mondială a Mediului, vom ajunge și acolo, dar vreau să trec de la încurajarea consumului de apă fără plastic, adică care să nu fie îmbuteliată, și devine inevitabil. Ajungem dincolo, la apa neîmbuteliată, adică la partenerul din acest proiect, rețeaua publică. Aici e vorba despre apa vitală. Da. Nu este... Cât încredere are lumea în schimbarea? Ne-am lovit de foarte multă reticență din partea publicului, dar am avut și susținători recent. Chiar am trecut pragul de... Așa zis, pragul de 1000 de like, de aprecieri pe pagina rețelele de Facebook, unde ceea ce înseamnă că există și poate nu chiar 1000, poate unii au dat așa oricum, din inerție, este un indicator, este o cifră importantă, există oameni care susțin demersul nostru. Proiectul este implementat de Asociația Mai Bine, care are tradiție în Iași pentru asemenea inițiative legate de mediu și de comunitate. Este un proiect finanțat prin fondurile ONG și pentru a putea aplica la această finanțare aveam nevoie de niște parteneri. Partenerii în proiect, într-adevăr, sunt... Apa Vital. Încercam să evit, dar da, până la urmă... E o companie publică, da. Nu e... Apa Vital e practic și singura Agenția de Protecție a Mediului Iași. Am considerat că Apa Vital este un partener potrivit din mai multe motive. Unul, pentru că oferă soluția alternativă la apa îmbuteliată. O soluție alternativă viabilă. Oferă o apă sigură, testată, verificată. Deci nu putem, noi ne ferim să îndrumăm lumea să consume apă de la izvoare care nu sunt verificate, nu știi în apa aia ce se găsește, de unde vine, dacă a fost contaminată cu o oră înainte sau nu. Nu știi ce mai bei. Mai ales că, de exemplu, în mass media, lucrând în jurnalism de atâta timp, există cu periodicitate informații legate de copii care au consumat, copii adulți care au consumat ape din fântâni sau care din aveau fântâni, nitrați, de exemplu. Nitriți, da. Sunt care le-au pus viața în pericol. Probleme mai ales în mediul rural pe partea asta. Un alt motiv este că întotdeauna este mai ușor să rezolvi un lucru, să aduci o schimbare, decât lucrând împotrivă. Deci ne-am dorit să-i avem parteneri tocmai pentru a veni, a găsi explicații, a găsi informații mai ușor și informații complete și a putea să le transmitem și noi mai departe celor direct vizați și interesați, consumatorii, practic toată populația. Nu poți vorbi de anume consumatori de apă, toată lumea consumă apă. La precedenta emisiune în care a fost și Răzvan Onolache de la Apa Vital, a răspuns la mai multe întrebări legate de, nu știu, dubiile pe care le au mulți oameni în legătură cu consumul direct al apei de la robinet, până la urmă, din rețeaua publică. Ați avut un chestionar pe această temă. Da, am fost online. Și noi curioși, pentru că noi tot îndemnam și vorbeam din informațiile pe care le aveam, explicam de ce este sigur și nu este periculos și este bine și așa mai departe, și mereu ne oprea această reținere a publicului, a oamenilor, și vreți am construit care, un chestionar care să vedem baza?
exact de ce, ce îl roade, ce îl reține. Și a fost, pe de o parte, mi s-au confirmat bănuielile și ipotezele de la care plecasem și am aflat și lucruri noi. Poate nu ne-am fi așteptat ca atât de multă lume să fie preocupată sau și reținută în a bea apa de la robinet pe motivul gustului. Adică nu le place, nu-mi place gustul apei de la robinet, cumpăr gust și miros butelia de clor, gust de mâl, gust rău în general, adică nu deci totdeauna specific. Deci aprecierile negative au fost în special asupra gustului. În special asupra gustului. Sincer, credeam că mai degrabă ar fi acele, nu știu, bănuieli că nu se știe de unde este, cu ce-i tratată, că dacă are bacterii. Au fost, da, și acestea semnalate, dar cele mai multe au fost legate de gust. Acum, pentru celelalte ne este mult mai ușor să găsim argumente. Am apelat la DSP, care monitorizează, verifică în fiecare săptămână apa prin mostre, prin fac un audit extern pentru tot ceea ce este destinat consumului public, inclusiv apa, și nu există probleme, adică sunt monitorizate din punct de vedere chimic, bacteriologic, se încadrează în norme, în limitele impuse de lege, este în regulă. Acest argument ne-ar fi fost cel mai ușor de demontat, argument din partea publicului. Și da, am oferit explicațiile. În schimb, ce ne facem cu gustul? Că până la urmă este o percepție subiectivă, ține de fiecare cum îl apreciază. Unii au spus, da, e în regulă gustul, nu avem nicio problemă. Altele sunt preocupările. Alții, nu ne place gustul. Bun. Când nu-ți place ceva, ce poți să-i spui omului? Că nu e bine. Am venit cu propuneri și cu soluții, da. Filtrele până la urmă, că ele sunt cele care pot corecta gustul. Și până la urmă, pentru că atât de multă lume a semnalat, am avut 156 de respondenți și în jur de un sfert au ridicat problema a gustului. Deci clar că ceva există. Am transmis și noi către Apa Vital. Uitați ce ne spune lumea. Acum și ei. Nu avem ce face. Exact, am spus și atunci că e o problemă destul de... Da. E o problemă subiectivă și da. Nu... Până la urmă, calitatea gustului este dată din ce am dedus și din ce ne-au mai răspuns oamenii la chestionar, de prezența clorului. Pentru că apa din rețea, da, este tratată prin procesul de clorinare. Dar în același timp, inevitabil, cei care fac, care se ocupă cu furnizarea acestui serviciu, cu alimentarea cu apă potabilă, fac acest lucru într-un singur loc, nu? Adică tratarea, da, și așa, da, mai, da, departe. Da, da. Aceeași apă ajunge peste tratare. Tot. Da. Iar sentimentul oamenilor este acela că apa din Galata are un gust, cea din, nu da. Știu, din Tudor Vladimirescu are alt gust. Acest clor cu care este tratat apa, care evident este măsurat, monitorizat, nu depășește limitele care se pun în pericol și așa mai departe, el se și evaporă pe parcurs până ajunge la robinet. Și chiar și dacă lași în pahar sau în carafă jumătate de oră, dispare, se spune miros, că gustul, miros, se evaporă clorul cu totul și, sau mă rog, în cea mai mare parte, și atunci dispare și gustul și mirosul. Probabil că depinde foarte mult și de distanța pe care o parcurge apa de la stație până la locul unde... De unde se alimentează persoana și cum, dacă o stochează, dacă o bea direct, imediat cum a umplut paharul de la robinet, sau dacă îl mai lasă 5, 10, 20 de minute într-o carafă. De asta sunt mulți factori care pot influența. Oricum, o soluție pare a fi sau... Este cu siguranță un început de soluție, cât mai multă informație. Da. Asta încercăm și noi să facem. Să încercăm să povestim telespectatorilor astfel încât să-și reprezinte ce înseamnă o banală achiziție a unui PET la jumătate de litru de apă plată, să spunem, din orice, mergem undeva, bem o cafea, orice cafenea, orice restaurant, unde mai cumpărăm și un PET cu apă. Ce se întâmplă? Lucrul pe care cei mai mulți dintre noi nu-l vedem. Ce se întâmplă cu acest traseu? Totul începe cu
cu resursele necesare pentru a produce petul respectiv. Noi luăm de gata, luăm ca pe un bun oferit, parcă așa a apărut, așa a existat dintotdeauna. Este o facilitate ieftină? Este o comoditate. Sau ni se pare că este ieftină? Nu este ieftină. Nu este ieftină deloc. Noi făceam o comparație cât costă un litru de apă din rețea față de un litru de apă îmbuteliată și apa din rețea costă, raportat la un litru, de 400 și ceva de ori mai puțin. Și acest lucru când este apa cumpărată din, nu știu, hipermarket? Asta, da. Dar știm când că este cumpărată local, dintr-o cafenea, dintr-un restaurant și este și la mai jumătate... Există și alte adausuri. Există și alte adausuri, da. Și se mulțește cam de 2000 de ori am socotit, da, la un moment dat. Revenind la traseul, la ce înseamnă acel PET. Acel PET înseamnă petrol, înseamnă noxe și consum de resurse pentru transportul și fabricarea acestui PET, materialul plastic, pentru îmbutelierea apei, pentru transportul ei către rețeaua de distribuție și vânzare. După care... Deci producția în sine este producția un... în sine, da. Chiar dacă ea este doar îmbuteliată, dar aici nu vorbim doar de apă care este preluată de undeva și introdusă în sticlă. Implică și producerea ambalajului, că de fapt problema principală este ambalajul acesta și ce presupune, ce este în spatele acestui ambalaj și ce se întâmplă după. În cel mai fericit caz se reciclează, dar după cum spuneam mai devreme, și reciclarea aceasta presupune niște resurse consumate, presupune la rândul ei o poluare, este un proces care, din care rezultă niște lucruri nesănătoase. Și în cazul cel mai des întâlnit, când nu se reciclează, cel PET îl întâlnim pe marginea drumului, în iarbă, în lac, în râuri, la munte, când mergem frumos în excursie prin pădure, ne așteaptă așa după câte un copac, pe lângă o floare frumoasă. Deci aici e marea miză. Marea miză este să scăpăm de acest traseu care tocmai l-ai reprezentat. Dar în momentul în care cineva vine și spune luăm apă îmbuteliată pentru că e apă minerală, e apă din izvorul, depinde ce scrie pe sticla respectivă, de unde iau cei care fac acest lucru apa? Depinde de producător, cei care de îmbuteliază. Îmbuteliator. Sunt care sunt mărci de apă care, da, iau din niște izvoare de adâncime, izvoare minerale cunoscute, documentate, analizate, verificate și așa mai departe. Există și surse puțin ambigui. Nu știm de unde, ce și cum provine și asta în general la ceea ce se numește apă de masă. Chiar am primit recent un răspuns la o adresa noastră de la DSP Cluj și spuneau că din analizele efectuate de ei, neregule au găsit în special la anumite mărci de apă de masă comercializate în județul Cluj. Nu neapărat produse acolo, dar comercializate. Unele ori nu aveau avize de la Ministerul Sănătății. Deci în unele cazuri e vorba de izvoare, în alte cazuri nu altele se știe pot fi chiar ce... apă din rețea și nu știi, până la urmă tot apă din rețea bei, sau poate fi o apă de izvor și, cum spuneam mai devreme, izvoare care nu sunt verificate și nu știm ce se găsește în ele. Trăim cu impresia că venind din pământ, din natură, este bun, este curat, are gust bun, e limpede, deci e în regulă. Dar există microorganisme, există concentrații de substanțe dăunătoare pe care noi nu avem cum să le percepem. Dar dacă cineva vine și spune, oricât încercați să ne convingeți, nu putem să ne întoarcem. Progresul arată că la început am luat apă am băut apă din sticlă, de sticlă, nu, pe timpuri cam așa era, a venit apa minerală la fel, acum au ajuns la modă, să-i spunem, să le spunem peturile, care sunt mai ieftine pentru cei care și mai ușor, nu se sparg, sunt mai comode. Uzul sau folosirea acestora este pe scară mondială. Cât este de comod să cari un bax de peturi în loc să deschizi robinetul și să-ți iei un pahar de la
de la robinet. Aici e discutabil la fel și comoditatea și cât e de ieftin, de scump. Ideea este că noi, practic, nu încercăm să convingem. Suntem, să schimbați trendul mondial al consumului. Suntem absolut conștienți că este, aici este vorba de schimbat o mentalitate și asta nu se va întâmpla peste noapte, nu se va întâmpla cu proiectul nostru, nu se va întâmpla într-un an jumate cât durează implementarea proiectului, dar noi tragem un semnal de alarmă, noi informăm, arătăm care este situația, spunem, se poate și altfel, uitați care sunt consecințele. Până la urmă, depinde de voi, alegerea este a voastră, cum veți continua să vă comportați mai departe și veți fi atenți vis-a-vis de sănătatea voastră și de mediu și până la urmă veți face jocul unei industrii sau vă veți gândi la ceva mai mult, la ce implică? Proiectul prevede și instalarea sau refolosirea unor cișmele mai vechi. Da, una dintre și activitățile. Și deja și un termen, mai așa, care sună puțin retro. Tocmai în ideea de a facilita accesul ieșenilor la apă pentru a reduce nevoia de cumpărare a peturilor. Că mergi deja pe stradă, vara e caniculă, ți-e sete. Să ai la îndemână să-ți poți potoli setele. E dreptul oricărui om să aibă apă la îndemână, apă curată și sigură. Și apa e din sistemul public? Apa este din sistemul public. Pentru această activitate colaborăm și cu Apa Vital și cu primăria și cu serviciile publice care administrează de fapt cișmelele. Apa Vital monitorizează și oferă suport în punerea în funcțiune și, mă rog, ei sunt responsabili de rețea. Exact, exact. Primăria este cu aprobarea și plata consumului, deci este o colaborare. Unde vor fi amplasate? După multe și lungi discuții și demersuri și documentație și așa mai departe, am ajuns la concluzia. Par niște lucruri simple, nu sunt chiar. Nu este atât de simplu, pentru că birocrația în general este foarte stufoasă și important este că până la urmă s-a găsit o soluție. Cel mai la îndemână și pentru a asigura reușita acestei activități, se vor instala cișmele în puncte unde ele au existat, dar au fost scoase din funcțiune, pentru că acolo există rețeaua, există deja sistemul pregătit, doar exact. Venim și montăm. Și asta ar fi în Târgul Cucu, la Ront, la Biserica Lipovenească în Podul Roș, tot în Podul Roș la poștă, în Alexandru cel Bun la cinematograf sau fostul cinematograf, nu știu dacă funcționează. Piața Voievozilor, acolo. Așa. La liceul de chimie de pe Bulevardul Socola și va fi recondiționată cea din parcul expoziției, care necesită niște lucrări mai ample. Este de turnat fontă, mă rog, sunt niște lucruri mai complicate, dar va fi o bucurie să existe din nou, să fie funcțională cișmeaua de acolo. Ce faceți vineri? Vineri e vineri. O activitate. Vineri bem multă apă. Am început cu asta, parcă am uitat de ea. Da. Sigur că vineri bine este, se sărbătorește Ziua Mediului. Exact. Și cum altfel decât noi, cum altfel decât încurajând apa fără plastic. Un proiectul care oricum în sine acest lucru îl face. Da, vrem să expunem niște fotografii cu zone poluate, pentru că una este să povestim cât de rău este și ce urât arată natura acum plină de peturi și alta este să vadă impactul trecătorii. Vizual, nu? Da. Ați spus că ne bazăm pe acea vorbă. Exact, exact. Și avem în program și o testare oarbă, acest blind test pe care vrem să-l facem. Apropo de ce ne-a rezultat în chestionar, gustul. Gustul, exact. Și vrem să vedem în ce măsură, într-adevăr, este o problemă și cum percep real ieșenii gustul apei fără a fi influențați de sursă, adică fără a fi influențați de factori externi, de publicitate, de legendele urbane. De asta este și o testare oarbă. Vom avea 5 pahare cu apă din 5 surse diferite, apă de la robinet, apă de la robinet filtrată, apă din apă îmbuteliată, apă de masă și de la o cișmea. Și
ei vor gusta fără a ști ce gustă și vor da note. Poate că ar fi fost, sigur, mă gândesc, poate că ar fi fost mai sau cumva mai eficient dacă din cei care participă sau urmează să participe la acest blind test ar fi fost exact cei care în chestionarul online se plângeau de gust. Noi am invitat pe toată lumea. Se confruntau cu propria... Da, noi am invitat pe toată lumea, sperăm evaluare. Să vină și cei care chiar au semnalat această problemă și să se convingă dacă într-adevăr este real sau este ceva subiectiv influențat de informațiile care circulă peste tot. Este greu de... Ai atins puțin, dar cât este de greu de implementat un asemenea proiect? Spuneam că e puțin Don Quixotesc, dar da. Ce vă spun oamenii în general? Totdeauna ne bucurăm când găsim susținători și asta ne încurajează, ne arată că se poate și că există deschidere. Evident, ne lovim și de multe reticențe și, cum ne arăta și chestionarul, există foarte multe motive, multe nefondate. Motive ca mi afectează rinichii dacă beau apă de la robinet. Am întrebat și noi. Medici. Este așa? Răspunsul este, poate să afecteze dacă organismul este predispus la așa ceva și aceste afecțiuni pot apărea pe fondul mineralelor care există în apă. Dar mineralele acestea există și în apa îmbuteliată, apa minerală îmbuteliată și în apa de la robinet. Deci cei care au această problemă, practic, ar trebui să bea apă distilată dacă este să fim personale și le trebuie alt fel de apă oricum, nu doar... Da, iar cei care sunt predispuși la așa ceva au indicații de la medic ce de la fel medic. De apă să bea săracă în săruri. Chiar e mai degrabă o interdicție la apa minerală îmbuteliată care este bogată în... Deci e doar o generalizare a unei probleme strict particulare și... Da. Este un exemplu. Gustul, prezența clorului, faptul că lumea nu este sigură de siguranța apei, de faptul că apa este curată, că nu are bacterii, că nu are substanțe nocive. Văd acasă cum se depune piatra sau, da. Mă rog, piatra, acele minerale, da, acele depuneri. Exact. Este vorba de, am întrebat și noi, este vorba de sărurile de calciu și magneziu care la o anumită temperatură, chiar și la temperatura camerei, decantează. După cum spuneam, ele nu sunt periculoase. Organismul le filtrează, le elimină. La fel se întâmplă, adică la fel s-ar întâmpla și cu apa, o apă minerală, pentru că aceleași minerale se regăsesc și acolo. Noi încercăm să oferim cât mai multe informații și explicații tocmai pentru ca lumea să ia decizii în cunoștință de cauză și să nu se mai bazeze după pe zvonuri și pe drobul de sare. Mă întorc iarăși la cei care cumpără apă îmbuteliată fiind la restaurant, la o cafenea și așa mai departe. Și este e o observație, sigur, e doar o observație și nu știu dacă e reală sau cât de generalizată poate fi ea, dar este aceea că oamenii nu cer apă de la robinet sau și invers, cei care servesc sau cei care oferă nu înțeleg foarte bine o solicitare care vine și spune la cuiva rând, care vine și spune vreau un pahar de apă de la robinet. Interesul comercial, din păcate, sau din păcate, poate așa este normal să primeze. Noi avem și o campanie în cadrul proiectului, spunem noi campania de picături, pentru că oferim niște certificate cu număr de picături în funcție de opțiunea aleasă. Care implicăm sunt localuri, absolut sunt simbolice, dar sunt un simbol puternic pentru consumatori și pentru cei preocupați de mediu și de comunitate. Vrem să atragem în această campanie localuri, restaurante, cafenele și companii și instituții să ofere din partea casei pe cât posibil gratuit apă de la robinet consumatorilor, angajaților, celor care le trec pragul. Este un comportament, spunem noi, responsabil față de mediu și arată respect și grijă și față de consumatorilor. Și nu e doar acest moft că vrea cineva să nu vrea cineva să plătească o sticlă, știi, mai curând o sticlă, un PET, un da, un recipient. Este un deja în marile orașe ale Europei se întâmplă acest lucru, este natural, este normal și vin ei în întâmpinarea
publicului cu oferindu-le apă. Este și un gest de ospitalitate până la urmă. Avem deja 10 susținători ai acestei campanii, deci avem speranțe că vom atrage și mai mulți. Vom mai vorbi despre acest proiect care mai durează, nu? Încă mai durează jumătate de an. Încă până la sfârșitul lui decembrie. Exact. Mai durează. Vom mai discuta despre acest. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumesc pentru invitație. Și pentru toate aceste detalii. Așadar, vineri, pe 5 iunie, în Parcul Copou, de la ora 2, de la ora 14 până la ora 17, vor fi expuse zidul apei cu plastic, fotografiile cu zonele poluate cu peturi și de asemenea se va face această testare oarbă a gustului apei organizată de Asociația Mai Bine, proiectul Apa Fără Plastic. Irina Teodoru, responsabilă de comunicare a acestui proiect. Luăm o scurtă pauză, revenim la Vocile Iașului, vom discuta în a doua parte a emisiunii un alt subiect, sigur, educația copiilor, soluții pentru părinți. Vorbim împreună cu Eugen Gați, director executiv la Asociația Familia Tradițională. Continuăm discuția la Vocile Iașului, discutăm despre educația copiilor și soluții pentru părinți, în special pentru părinți ocupați, dar nu numai pentru părinți ocupați. Discutăm cu Eugen Gați, director executiv al Asociației Familia Tradițională. Bună seara, bine ați venit la Vocile Iașului. Este o săptămână întreagă de evenimente dedicate familiei, așa cum spuneți dumneavoastră. De ce? De ce credeți că e nevoie de astfel de evenimente? Mai ales că ele presupun că părinții au dificultăți, unii, nu toți, sigur. Mulți părinți au dificultăți legate de nutriția, de hrana copiilor, de timpul liber, timpul pe care să-l ofere copiilor. Au servicii, sunt prinși în mecanismul acesta ultramodern sau postmodern. De ce credeți că este nevoie? Și de ce sau cum acoperiți aceste nevoi în această săptămână cu evenimente? Este nevoie și este chiar o mare nevoie în societatea actuală. Și eu sunt destul de ocupat și majoritatea părinților sunt destul de ocupați, dar noi nu punem accentul doar pe părinții ocupați, ci prin organizarea acestui eveniment, Săptămâna pentru Familie, încercăm de fapt să punem accentul asupra copilului, asupra nevoilor relaționale ale copilului. Oricare dintre noi are anumite nevoi relaționale. Exact. Și copiii cu atât mai mult. Și copiii cu atât mai mult. De multe ori suntem neglijenți față de noi, dar suntem neglijenți și față de copii. Este foarte posibil și chiar așa se întâmplă ca să avem pretenția că ne iubim copilul și că suntem atent la ce simte copilul, că l-ascultăm, dar de fapt în activitatea zilnică să nu ne focusăm atenția exact asupra nevoilor acestuia. Și atunci, prin această săptămână, încercăm să aducem în centru copilul și să focusăm aceste nevoi. Eu vreau să vă întreb, sau să ne spuneți măcar din câteva evenimentele principale pe care le organizați și apoi să vă întreb în legătură cam cu fiecare sau din aproape fiecare, astfel încât și telespectatorii să-și reprezinte mai bine ce eveniment urmează și cum îl încadrați dumneavoastră în această săptămână dedicată familiei la Iași. Cumva noi am încercat să privim global această săptămână. Adică Este între 1 și 7 iunie. Să alternăm ateliere cu dezbateri, cu momente artistice, cu momente, seară de folk și teatru. Dar să vă expun un pic programul. Practic de 1 iunie, cu ocazia zilei copilului, am și lansat Săptămâna pentru Familie. Lansarea a avut loc pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Avem și sprijinul primăriei municipiului Iași în cadrul acestui eveniment și am încercat să oferim o bucurie copiilor prin baloane și prin anumite mesaje
sub formă de prăjitură, să zicem o prăjitură printr-un mesaj transmisă unui copil sau unui părinte. Tot cu ocazia lansării evenimentului am dat startul și unui concurs de fotografie în care am provocat atât tineri liceeni cât și profesioniști să încerce să surprindă o imagine a unei nevoi a unui copil, a unui copil. Și atunci să vedem ce va ieși din această provocare. Avem de asemenea pe Bulevardul Ștefan cel Mare livada cu opinii, un colțișor, aș putea să spun, amenajat, în care cei care doresc pot să lase un mesaj despre copiii lor sau despre o opinie despre, pe care o au ei despre cum să crești copilul, ce înseamnă nevoile copilului, orice este foarte important pentru noi. Vom încerca să selectăm o parte din mesaje care ni se par nouă mai reprezentative și să le promovăm ulterior. Avem o serie de ateliere care au început de pe 1 iunie și sunt 7 ateliere axate pe 7 nevoi relaționale ale copilului. Ce înseamnă ateliere? Cum? Atelierele se, vă descriu un pic, se desfășoară în Cărturești, în Palas, și există o persoană care conduce și ghidează aceste ateliere. Acea persoană este fie profesor, fie psiholog, chiar avem și invitat și un nutriționist, un terapeut nutriționist. În general participă în medie cam 30 de persoane la acest atelier. Ele sunt niște ateliere la care nu se percepe o taxă de înscriere, ci pur și simplu dorim să venim în sprijinul celor care vor să afle ceva nou despre copiilor sau despre ei înșiși. Primul atelier a fost deja pe 1 iunie, iubește-ți copilul așa cum este. Am început cu iubirea și cu nevoia de recunoaștere a copilului. Afecțiune, nevoia atât de mare de afecțiune a copiilor. Așa este, o nevoie care nu este întotdeauna împlinită de către părinți. A-ți iubi copilul nu înseamnă a-i asigura necesarul de hrană și de confort fizic. A-ți iubi copilul înseamnă a-l îmbrățișa, a-ți iubi copilul înseamnă a-i spune că-l iubesc, a-ți iubi copilul înseamnă a-l asculta, a fi atent la ceea ce simte, a fi atent la modul în care îl hrănesc. Deci avem și părți, să zicem, sufletești, dar și părți efectiv concrete în modul în care îi se vorbește. Modul în care se vorbește. Doamna Corina Mighiu de la Salvați Copii, invitată de 1 iunie la Vocile Iașului, ne-a spus cam aceleași lucruri pe care le spuneți și dumneavoastră, cât de important este nevoia de afecțiune și modul în care este acoperită această nevoie pentru copii de către părinți și nu doar nevoile materiale. Practic, lucrul pe care ne l-ați spus și dumneavoastră acum și l-ați și realizat prin acest atelier. Chiar acum vin de la un atelier, el continuă și în prezent în timpul în care noi suntem aici și discutăm despre ce simte copilul, un atelier ținut de psiholog Mirela Zetu. Acest atelier este ultimul din cursul acestei zile. Vom avea și mâine un alt atelier ținut de doamna psiholog Cristina Sturzu, un atelier care va începe cu ora 17 la Cărturești. Urmează vineri un atelier practic de nutriție. Aici avem bucuria... Hrăniți-l sănătos și va... Relaționa sănătos. Avem bucuria de a o avea alături de noi pe doamna terapeut nutriționist Alina Stoica. Dumneavoastră a mai avut în Iași mai multe prezentări, chiar și conferințe, și acum va veni și alături de noi să ne susțină și chiar va veni și la dezbaterea publică vineri seara de la ora 19 în aula Universității de Medicină și Farmacie. Avem o dezbatere publică cu referire la cine educă copilul, cine educă astăzi copilul, familia, și societatea, familia, societatea, școala, prietenii, anturajul, bunicii. Și ce soluții oferim pentru părinții care sunt ocupați. Deci vor participa cel puțin 5 invitați, persoane cunoscute în societate, persoane cu activitate socială, părinți a 2, 3, 9 copii chiar. Domnul Iulian Capsale. Și este o provocare pentru că prin discuția pe care dorim noi
noi dorim doar să creăm acel cadru, vrem să găsim soluții, să vedem dacă lucrurile se întâmplă în mod firesc la noi în societate sau dacă e nevoie să intervenim în vreun mod sau altul. Domnul Ioan Capsale a fost, Iulian Capsale a fost la Vocele Iașiului într-o emisiune mai de mult, fiind în altă calitate, aceea de candidat europarlamentar. Exact, la alegerile europarlamentare. Vreau să vă întreb, legat de asociația dumneavoastră, de ce se cheamă familia tradițională? Pentru că știți de ce vă întreb, pentru că vă adresați practic familiilor de acum, familiilor care, iată, nu au timp puțin, părinți cu timp puțin pentru așa a este, da, oferi copiii. Da, da. Prin termenul ăsta de tradițional am vrut să surprindem, nu ne gândim numai la aspectul de tradiții, la bunici, la străbunicii noștri. Prin termenul de tradițional am vrut să surprindem familia firească, familia normală, familia aflată într-o continuă provocare. Care are toate condițiile, părinții stau cu copii, educă copii și așa mai departe. Așa este. Familie în care părinții sunt, unul lucrează în Italia, unul în Spania și iar copiii sunt cresc. Sunt foarte multe tipuri de familie disfuncțională. Acesta ar fi un exemplu. Pentru a sublinia mai bine. Și avem nevoie să ne promovăm propriile valori. Avem nevoie, în primul rând, să le conștientizăm mai mult decât să le promovăm, pentru că noi considerăm că ceea ce ne aparține ne este ca un drept dat și uneori nu prețuim acest lucru. De fapt, este o binecuvântare și un dar de la Dumnezeu. Și atunci, prin conștientizarea valorilor și darurilor pe care le avem, am putea să ne bucurăm mai mult și să prețuim mai mult ceea ce avem. Mă opresc puțin la acest atelier, Hrănește-l Sănătos și va relaționa sănătos, în care se pune puțin accent pe proporțiile crizei, citez, proporțiile crizei nutriției în rândul copiilor. Puteți să ne explicați despre ce este vorba? În ce sens criza nutriției? Pot să-mi fac o idee. Mai mult probabil ne va spune doamna nutriționist. Da, exact, Alina Stoica. Alina Stoica. Și eu sunt medic și aș putea atunci să-mi exprim o opinie. Avem tendința de a hrăni în mod nesănătos copiii. Suntem expuși multiplelor reclame la produse mai puțin sănătoase, anumite băuturi, eu știu, snacks-uri, chips-uri și fast food-uri. Deci mâncarea asta de tip fast food nu este de ajuns să oferim copilului un astfel de mic dejun sau un astfel de prânz sau... Deci criza nutriției în rândul copiilor înseamnă practic faptul că nu se respectă orele meselor așa cum erau ele tradiționale. În primul rând, ca oră, după amiază, sigur că și apoi da. Și conținut. Și conținut. Dar nu numai ca oră și ca și conținut. Actul alimentației este mai mult decât atât. Noi am uitat ce înseamnă a ne alimenta în mod sănătos. În mod sănătos, masa în familie este un lucru foarte important. Noi avem ocazia să comunicăm în familie atunci când stăm la masă. Nu cu televizorul deschis și uitându-ne la televizor și mâncând în grabă, eu știu ce avem atunci. Nu butonând telefonul, nu făcând alte lucruri. Toată atenția noastră să fie concentrată asupra acestui act al hrănirii, alimentației, al hrănirii. Organismul nostru așa este conceput. Digestia se începe încă din procesul de masticație. Cu cât mâncăm mai liniștiți, cu cât acordăm mai multă importanță la ceea ce mâncăm și ne bucurăm, cu atât absorpția va fi mai bună și ne vom sătura mai repede. Și vom preveni și anumite boli, gen obezitate, dislipidemii. Mâncatul în grabă, mâncatul cu o multitudine de factori perturbatori care ne agresează din toate părțile, este un punct nociv.
Eu acum recunosc că și eu procedez așa. Nu am timpul necesar să fac tot. Acest lucru vreau să spun. Poate nu am uitat foarte mulți dintre noi să facem acest lucru. Știm cum e și chiar vorbim în mod curent de la serviciu, cu colegii și așa mai departe, că nu mănânc sănătos sau nu... Cine mănâncă sănătos deja e ca și cum își permite sau nu neapărat își permite, ci își permite și din perspectiva timpului să facă acest lucru pe... presupune timp. Tocmai de aceea acest tip de alimentație se cheamă fast food, pentru că se face sigur în viteză, că da, sigur că da, repede. Da. Da, timpul, dacă am stat liniștiți, eu mă uit la mine, la propria persoană, mi-aș da seama totuși că nu este un chiar așa de mare consum de timp, pe cât de mare este beneficiu. Deci raportul ar fi mai bun. Raportul ar fi mai bun, da. Dar e nevoie de exercițiu și apoi... și de instruire. Lucrurile astea trebuie învățate. Ceea ce era firesc altă dată, noi acum e nevoie să reînvățăm. Cine vrea să vă găsească, să vină la evenimentele acestea ale dumneavoastră, cum să vă găsească? Intră pe marșul-familie.ro și mai ce să mai facă? Avem două pagini de Facebook, Familia Tradițională și Marșul pentru Familie și site-ul marșul-pentru-familie.ro. Noi suntem o asociație relativ nouă, înființată anul trecut în 2014 și anul trecut a fost prima ediție a Marșului pentru Familie, de asta avem și site-ul marșulpentrufamilie.ro. Anul acesta n-am pomenit încă, urma să aduc în atenția telespectatorilor, că duminică, începând cu ora 17, va avea loc a doua ediție a Marșului pentru Familie. Un marș ce l-am gândit ca o încununare asupra o încununare a activităților pe care le-am desfășurat pe parcursul săptămânii. Săptămâna dedicată familiei. Dedicată familiei și special copilului. Da. Așa că cine dorește, vă așteptăm la acest marș. Marșul va avea ca traseu punctul de plecare va fi din Parcul Copou, va urma la Fundație, Bulevardul Ștefan cel Mare și se va termina undeva spre capătul Esplanadei, unde va fi o scenă și va urma ulterior un spectacol cu copii, bineînțeles, juniori de la operă și alte surprize pe care le vom avea. Va fi și o lansare de lampioane. Încercăm să, vor mai să ne fi, bucurăm. Vor mai fi și ateliere, așa cum le spuneți dumneavoastră, nevoia de intimitate la copil. Da, și avem, sâmbătă avem, cred că pe domnul conferențiar Ovidiu Gavrilovici, exact. Dumnealui este psiholog la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, dumnealui va vorbi despre nevoia de intimitate la copil și tot sâmbătă avem și pe domnul lector universitar Bogdan Niculau, dumnealui va vorbi despre influența mediului în educația copilului și despre relația copilului cu mediul. Toate aceste nevoi ale copiilor. În această săptămână dedicată familiei la ea și în special copiilor, așa cum ne-ați spus, am ajuns la finalul emisiunii noastre. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, pentru informații, vă urez succes. Eugen Gații, director executiv al Asociației Familia Tradițională. Așteptăm și opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașului, arondigi24.ro sau pe pagina de Facebook, facebook.com/vocileiașului. Sunt Ovidiu Mihăiuc, ne revedem mâine de la ora 19, seara liniștită!